Ce caut aici? De ce nu scăpăm de omul ăsta? Liniștește-te. Bună ziua. Bună ziua. Bună ziua. Și de reveion sunteți de servici? Doamne ferește, am ieșit să iau puțin aer. Dacă nu vă vedeam, nici nu opream. Nu se putea să nu ne vedeți. Ochiul dumneavoastră vine format. Mai ales că aveți un binoclu de care nu vă despărțiți niciodată. Ioana, du-te și pune niște apă la încălzit. Te rog. O logotică supusă e întotdeauna gata de sacrificii. Poate pregătiți și masa de joc. Ce masă? Păi logotnica dumneavoastră mi-e datoare o revanșă, nu? Chiar în seara asta? Așa se cade. Datoriile, obligațiile se lichidează înainte de sfârșitul anului, nu? Noi ne pregătim să sărbătorim anul nou. Anul nou? Mai sunt 10 ore. Te rog, Ioana, du-te și pregătește. Lasă că l-aduc eu. Vreau să mă îmbrac până veniți. Sper că revanșa nu o să dureze prea mult. Depinde de norocul domnișoarei. Vă aștept. Îmi sunteți din ce în ce mai antipatic. Ceea ce îmi place la dumneata cel mai mult e sinceritatea. Bănuiesc că dacă v-aș invita în sat să petreceți reveionul, m-ați refuzat. Exact. Eu cred totuși că noi doi am fi putut să ne înțelegem. Ce vă face să credeți? Poate pentru că spre fir deosebite, dumneata, dacă au singurătatea, iar eu fug de ea. Aici monotonia peisajului mă scoate din sărit. Îmi imaginez că ați venit cu o treabă importantă. Da. Am fost trimis aici pentru un lucru foarte important. Dar acest fapt nu mi-alungă singurătatea. Dar la mare nu ești niciodată singur. V-ați întrebat de ce navigatorii pot rămâne atâta timp departe de lume? Obișnuința. Doar nu sunt nici pescăruși, nici califari. Da, puteți intra. Cine face cărți? Păi, cel care a câștigat. Eu o să am grijă de foc. Tu ce faci, Andrei? Mă uit la lemnul ăla care l-am găsit pe plajă. Jucăm 3 partide, da? De acord. Andrei spune că seamănă cu o femeie disperată. Dumneavoastră ce credeți? Știu eu, nu mă prea pricep. Poate. Cam pierdeți. Ați câștigat din nou. Nu, nu-mi place. Nu vreau să seamănă cu o femeie disperată. Te-am supărat? Nu, nu. Și pe urmă, o femeie trebuie să fie întotdeauna veselă. Chiar și atunci când pierde, nu-i așa? Da, da, de data asta pierdeți, într-adevăr. Șapte. Pierdeți. Da, ați pierd. Dacă vreți să facem remiză, ca la șah. Nu, jucăm până la capăt. Mai avem 2 partide. Andrei, nouă nu ne dai nimic? Rachiu, vezi? Nu mulțumesc, noaptea asta nu beau. Beat nu-mi dau seama cum trece anul. Tu, Ioana? Nu, mulțumesc. Mai atunci am să beau singur. Ricard. Andrei. Da, vino lângă mine, te rog. Ricard. Era odată un împărat care n-avea niciun necaz. Într-o zi s-a dus pe malul mării și a luat inelul de deget și l-a aruncat în mare. Ca să aibă și el un necaz. A doua zi a bătut la poarta palatului un pescar. Vreau să vorbesc cu împăratul, zice el. Iar ați pierdut. Da, mai avem un joc. Faceți gardă. Și garda l-a dus pe pescar la împărat. Tăiați. Ce vrei de la mine, îl întreabă pescarul. Îl întreabă împăratul. Da, am greșit. Ce vrei de la mine, îl întreabă împăratul. Mărite împărate, azi dimineața am prins o ștucă. Și ne-am găsit inelul cu stema țării. Și împăratul s-a întristat. Nu putea să aibă niciun necaz. Ați pierdut. Dar a bănuit că în curând l-așteaptă o nenorocire. Și într-adevăr, peste câteva zile, împăratul a murit. S-a terminat. Ați bătut. Dar nu mi-a plăcut. Am câștigat prea ușor. Povestea asta mi-a istorisit-o o mătușe, care avea un nume foarte frumos.
Elisabeta. La câteva zile, după ce mi-a povestit-o, a murit și ea. Curios, nu? Eu mă duc să adun și stufă. Spune, m-ai primit asta telegramă? Telegramă? Nu. Nu sunt mai datorez o zi din viață. Păcat. De-abia așteptam noaptea de nu. Alege o carte. Dacă câștigi, am să te caut. Noaptea asta? Noaptea asta. Zece. Ai câștigat. Tu te așteaptă. Vă mulțumesc pentru gătuire. Noapte bună. La revedere. Noapte bună. Mi-e frică de omul ăsta. L-ai văzut cum râdea? Spunea că a câștigat prea ușor, că s-ar putea să moară și râdea ca un nebun. Are prea multă forță în el. Sunt sigură că în zor va fi acolo. Că va apărea în ultimul moment. Unde? Nu-ți spun. O să mă acuz că intenționat ți-am povestit. Ca să te oblig să mă ajuți.